Salutare, bă, băieți, și bine ați venit la un nou episod din Denizen. Bă, băieți, vreau să mă duc acum, nu știu, mai facem misiune ceva la ora după ușurile de episodul antrenament, la furat acolo. Vedem acum ce misiune mi-a dat și băiatul ăla, mai am dus și la pizzeria acolo, mai facem ceva pizza. Avem 472. Acum ce vreau să fac în episodul de astăzi, facem și ceva misiuni, știi, vreau să văd unde găsesc, mă, băieți, mâncare, mă. Medical și Mega Pound. Mega Pound ăla e ăsta. La mâncare, are și mâncare ăsta aici, avea și mâncare. Ardare așa, are astea. Dar mâncare, mă. De unde cumpăr eu mâncare? Ăsta are numai chestii de astea care sunt bune, dar mâncare. Eu vreau un magazin să cumpărăm și noi, că nu avem comerciu. Urban interesant, Fashion Factory, Urban Interacțion. Otros, Culture House, Fish Market. Comerciu, trabajo, negocio. Tirel, aici așa. Dar aș vrea ceva mâncare, să cumpărăm și noi parcul ăsta, aici e casa noastră, aici suntem pe strada asta. Deci aici avem. Aici închis, asta o să închiriem, medical. Aici avem Austinul la ce dă misiunile. Acolo, pizza aici la pizzerie, numai să lucrăm, dar nu putem să intrăm. Și mâncare, eu să vreau să-mi cumpăr de station aici. Aici nu știu dacă ai mâncare. Aici e numai bere. Stăm aici și cerem o bere. Atâta, da, ceva mâncare. Poartă. Nu știu de unde cumpăr eu mâncare. Așa că am să iau mașina și să mă duc în partea cealaltă în oraș. Poate că comerciul trebuie să mergem aici sau dacă nu. Lucru, comerț, antrenament. Stațiune de serviciu. Poate trebuie să mergem la benzinărie. Găsim la benzinăria ceva mâncare. Hai să mergem până la benzinăria aia să vedem. Eu aici nu văd niciun magazin, dar normal trebuie să avem și noi un magazin ceva aici, nu? Zic și eu. City Center. Ar trebui să fie aici. Aici ce este? Aici să schidem ușa, să intrăm la ăla acolo. Am intrat toată, nu mai vreau. City Center. Aici nu este nimica. Nu știu de unde cumpărăm noi ceva mâncare. În partea asta încolo, cred că este benzinăria, dacă nu mă înșel, nu? Sau noi încolo, în partea cealaltă, nu? În partea cealaltă. Hai că ne întoarcem înapoi. Stați că mergem la mașină. Stai să oprim aici muzica. Și în partea asta e benzinăria. Și poate la benzinăria acolo găsim ceva mâncare. Hai să mergem până la benzinăria. 73 km pe oră merge mașina. Avem, după cum știți, avem mașini diferite în jocul ăsta. Avem mai multe mașini, nu avem numai asta. Aici am benzinărie, hai să vedem aici am benzinărie, bă, băieți. Dacă găsesc ceva de mâncare eu aici. Sau aici numai benzină. Bun, hai să zice ce, doamna, bună ziua, doamna. A, aveți mâncare, da, bun, aici, uite, au și bere și sucuri, ce au pe aici, cola și țigări și loterie. Deci food, vreau mâncare, dă-mi asta, cât costă asta, $5, dă-mi 3 de astea, stai să luăm și de asta. Așa, dăm și asta centrală congelată, dă-mi și de astea. Și niște bări de astea, cât e una, un... Așa, $50 pe mâncare am dat, bun, pentru că asta e foame. Stai așa să-i dau deja o bară de asta. Și mergem acasă. Deci la benzinărie găsim mâncare, să știm. Am plecat. Mergem direct acasă. A, nu vreau să băm motorina, lasă-mă în pace. Azi cum am urcat pe ăla acolo, eu tot ce-am făcut, am ieșit din mașină. Și mergem să mai facem ceva misiuni. Bun. Am luat ceva mâncare, băgăm în frigider. Mă duc să văd că ce misiune mai dă ăsta, băiatul ăsta, și mai facem ceva bănuți. Facem ceva bănuți cu el. Apă nu-i trebuie, la baie nu-i trebuie, bun.
Să nu facem accidentul de casa noastră, mai în față de aici, ui. Aici, să parcăm mașina și venim la băiat care este, e aici, băiatul. Bine, aducem mâncare acasă. Ne apucăm de furat acum, băieți. Ia uite ce mașină miștoacă am. Ce mașină miștoacă am, bă, băieți. Cu asta mergem la furat. Mergem la furat. Cu asta mergem să facem treabă. Bun, hai să mergem să duc mâncarea acasă. După cum vedeți, asta e un survival. Da, e un survival. Cum e viața reală? Pac, pac, la mâncare, la furat și la de-astea mergem. Bun, hai să le ducem. Deci aici e frigiderul și aici e inventarul meu. Punem astea aici. Punem astea aici. Astea aici. Astea o bere aici. Sau pun bere una peste la merge. Și astea le pun și pe astea aici. Pe astea le lăsăm și astea le lăsăm la noi. Unde aici am trebuie una. Mi-ar trebui una. Vreau să o bag la microunde. Băgăm asta la microunde. Asta. Punem aici. Să mi-ai dau ceva să mănânce, pentru că băiatul meu încă e foame. Bun. Luăm ăsta, am aici și dăm. Bun, suntem pe full. Țigară nu-i dau să bage, că o să facă cu plăbâni și o să mă duc la medic și a zis și cu scump pui medicul. Să-i dau și țigară, dar nu acum, târziu. A, păi nu să-i dau acum. Mă duc prima dată, mergem la pizzerie. Pizzerie, nu știu eu, stai prea, trebuie să mergem să facem o misiune la băiat. Să-i luăm misiunea și după aia o facem. După aia mergem la pizzerie după masă să mai facem ceva bani. Avem 422. Mergem la Austin, ăsta îmi dă misiune. Ăsta, băiatul ăsta e cu misiunile, uite ce față are. Numai după fața asta îți dai seama că ăsta e cu furatul. Dacă caut mai ceva de lucru, să ascult. Bun. Nu sunt sigur. Ce pot să fac pentru tine? Zi. Avem un client ce... ce-a furat ei ceva într-o noapte. Au un client unde știe unde a furat clientul ceva într-o noapte și știe unde a lăsat lucrurile care l-a furat. Și să mă să le recuperez. Ce mai vrei? Remorca e oprită într-un depozit afară de la oraș, într-un drum principal. Bun, și să intrăm înăuntru să furăm. Nu e problemă. Nu e problemă. Pot să o fac. Ai ceva ce trebuie să mai știu? Bun. Trebuie să mă duc mașina. Arătă principal. Bun. Bun, avem alt, trebuie să răzmere să luăm ceva, unul a furat ceva și noi trebuie să mereți, o știe unde o ascunsă și să furăm noi. Deci a furat ceva de la el. Trebuie să iau mașina și să mă duc afară din oraș. Uite aici trebuie să mergem, unde steaua. Bun, unde steaua asta trebuie să mergem, o să mergem după. Hai să mergem la pizzerie, să facem treabă și o să mergem spre seara acolo. Dăm aici, dăm aici, dăm aici, dăm aici și dăm aici, bun. Acum ar trebui să mă lase să intru, nu? Încă nu. La 4, normal, pe la 4, cred că la 4 putem să intrăm înăuntru și să facem treabă. Bun, mă, băieții, 4 imediat, e 4. Deci la 4 era sigur că la 4 mă lasă. Bun, azi ne apucăm de pizza. E duminica, tot duminica e. Ce e aici? Numai duminica lucrăm. Bun, delux. Să facem o delux, bă, băieți, facem o pizza delux. Cu asta nu prea faci bani. Dar se face cât de cât. Mozzarella. Pepperoni, ciuperci, ceapă, ardei verde, tosino care e ăsta și hamburghesa care e ăsta. Dar facem nivel și cred că cu nivelul ăsta, pentru că deblocăm pizza nouă, facem și bănuți și cred că ne mai dă ceva, nu? În plus, mă gândesc. Am făcut una. Una din 5. Deci noi 5 o să ne dă ceva în plus dacă facem mai multe, știi? Hawaii. Acum o pizza Hawaii. Sos special. Queso mozzarella care e ăsta. Hamonul care e ăsta. Tosino care e ăsta. Și mai vrea pinea care e asta.
Luăm și pe asta, o băgăm și pe asta aici, o punem aici și să pleacă. Bun, punem asta aici. Noi o pregătim. Pregătim masa până atunci. Ducem asta aici și gata. Bun, acum mai trebuie pizza de care, ia să vedem. Cheese. Asta e numai brânză. Asta specială și mozzarella. Bun, o luăm, o punem aici și îi dăm tare. Luăm de aici răluat. Mai pregătim una. Acum nu știu dacă trebuie salsă specială de asta, pentru că poate să-mi pună de aia de barbacoa de aia și atunci nu o să fie. Știți că am folosit eu înainte, parcă nu știu care, de lux. Asta e cu specială. Queso mozzarella, peperoni, unei peperoni, peperoni aici sus, ciuperci, ceapă, ardei verde, tocino, care e ăsta, și hamburgăs. Asta am mai făcut una înainte. Facem și pe asta, luăm de aici aluatul, punem aici. Putea să zică de la început, să am aici o listă undeva, să zică ce trebuie să fac, știi? Și atunci eu le făceam mai repede. Bun, clasică. Asta clasică ce are? Asta specială, sosul ăsta, mozzarella, peperoni, ciuperci și ardei verde. Luăm de aici iară, punem aici. Și o să iasă asta. Să-ți dau ăsta un par de apă după. Bun, bea apă prima dată. Așa, băiatul meu. Să văd dacă ajung la nivel 7, dar nu știu eu. Sos special. Cezar. Asta trebuie, uite, vedeți, avem o spiță specială. Ongo, ciuperci, tocino și hamburgues. Asta e altfel de pizza. Bacon, cheeseburger, îi spune la asta. Bun, luăm și asta de aici. Avem nivel, level 7. Nu știu dacă ajungem la level 8, dar s-ar putea, pentru că avem timp. Avem 3 minute. Și în 3 minute facem treabă. Bun, ce mai dai aici? Cheese. Asta e cheese, asta e specială și mozzarella numai. Bun, am dat-o aici și am pus-o. Luăm aluatul și îl punem aici. Nu avem aici undeva să spune ce-mi trebuie. Nu ai niciunde, nu hawaiană. Aici e ce avem noi la vânzare, dar nu avem undeva o listă cu pizza care o să vină după, știi? Bun, ce trebuie? Mate. Asta tot... Asta sosul special trebuie pe toate, așa că peperoni, peperoni îi ăsta, tocino, amonul care e aici, hamburghesa și embutito care îi ăsta. Punem aici și am pus-o. Bun. Următoarea. Luăm așa, punem sosul special, o pregătim deja. Sunt special toate, așa că... vedeți? Asta că nu are. Acum nu are. Acum că le-am făcut-o, îi trebuie sos de barbacoa. Ăsta. Mozzarella. Deci când am dat să o fac, deja m-o și ars. Ceapă. Roșii. Și ardei verde. Am pus-o aici. Acum iară, dacă eu dau asta și dau sosul special, iară când o să ia să-mi dea comandă, o să spune nu, că vrea cu barbecue. Păi dacă vrei cu barbecue, să zice barbecue, îți dau, că deja am făcut. Bun. Pepperoni, asta nu, asta vrea salsă specială. Dar uite, nu mi-o ia, dacă vol. Deci trebuie să o fac când îmi zic ei, ați văzut? Deci nu poți. Queso mozzarella, deci nu poți, trebuie să aștepți. Am vrut să mă grăbesc, să fac mai repede, dar nu, nu poți. Nu poți să faci mai repede. Asta bine, asta pot să o pun. Aluatul pot să-l pun, dar nu pot să pun nimica pe el până nu spune ce pizza e, pentru că nu mi le-am considerat, acolo jos nu pune nimica, niciun X, niciun Y, nici nimica. Bun. Așa. Barbecue. Asta barbecue trebuie salsă, asta barbacoa. Mozzarella. Ciuperci,
pui, ceapă, roșii și ardei verde. Am luat-o, am pus-o, i-am dat drumul. Punem aluatul, l-am pus. O să facem level 8. Facem level 8. Acum facem level 8. Bun, ce mai trebuie acum? Deluxe stick, deluxe. Sos special. Queso mozzarella. Bife, bife ăsta, asta n-am mai avut-o. Care e bife ăla? Ăsta-i, ăsta-i. Ciuperci. Ceapă. Ardei verde, de-aia a durat așa mult că nu le știam unde e, pentru că ăla nu l-am mai folosit. Și odată ce nu-l folosești, nu mai știi, nu l-ai folosit, nu știi unde e, într-o parte, din ce parte să-l iei. Bun, hai să facem și pe ăsta. O lăși pe asta pe aici, o punem în cutie. Următoarea. Asta e cheese, asta e numai brânză. Sos special și brânză e trebuie numai. Mozzarella. Asta e și puțină experiență și puțină de toate. Îți dă de tot puțin aici. Experiență și bani. Asta e și ieftină, asta nu-i scumpă. Îmi punem aici și pe asta și am trimis-o. Bun, hai să luăm următoarea. O să fie vegetar. Asta e vegetală, vegetală, pizza vegetală, sos special, mozzarella care îi aici. Trebuie astea. Ardei. Ciuperci, ceapă și roșii. Asta dacă știu unde îs, o facem repede. Care nu știi unde îs, normal că durează mai mult, pentru că nu știi locul lor, încă până nu vezi locul lor și la ce ai învățat locul lui, gata. Bun, hai să luăm și pe asta, vegetală, am trimis-o. Sper să fac 15 pizza, dar cred că o să facem 15 pizza. Pepperoni, asta, pepperoni, iar e ușor de făcut. Sos special, queso mozzarella, numai că nu dă mult ăsta și pepperoni. Asta nu dă multă experiență și nu dă nici mulți bani, mă înțeles, pentru că da, facem 15, poate facem chiar 16 pizza. Hai să luăm și pe asta, facem în 35 de secunde, mai facem una sau poate chiar două. Depinde acum. Nu știu, vedem acum. Oh, barbecue, asta nu, nu o să mai facem două pentru că asta durează mai mult. Trebuie salsă barbecue, asta. Mozzarella. Ciuperci, ui, unde-i puiul? Aici, ceapă, roșii și ardei verde. Am luat-o, am pus-o și am dat drumul. Bun, hai să vedem, băieți, și asta. Facem și pasta, nu știu dacă mai dătiți, mai fac vreuna, dar nu cred. Mai avem 16 secunde. Bă, 16 secunde eu cred că am mai făcut, nu? Am mai făcut în, nu știu sigur, dar nu cred că mai dă timp, 13 secunde. O, e de lux, e de asta, e și de asta mai sofisticată. Pepperoni, ciuperci, ceapă, ardei, tosino și hamburghesa. Nu-mi dă timp. Ce vorbești? Pe nu-mi dă timp deloc, pentru că e gata. Am făcut-o. De făcut am făcut-o. Am făcut și bani. 500, avem făcut 152. Bine, cel mai mult bani facem cu ăla, cu afacerile ilegale. Vă știți voi acolo cum e treaba. Bun, hai să mergem la băiatul ăla. Prima dată mergem acasă. Îl spăl pe ăsta odată. Mașina mea unde e? Mașina mea cred că e acasă, nu? O zis la că... Nu, la ăla ce să mă duc, că trebuie să fac misiunea. E ceasul 9. Energie avem. Așa că nu o să-l pun să doarmă, o să-l pun să facă baie și... Duc la WC-ul, să fim pregătiți pentru acțiune. O să mergem noaptea după, sau să mergem pe ziua. Nu știu ce să zic. Dacă nu mergem pe ziua, azi fac un duș. Am lăsat ușa deschisă la casă, dar nu intră nimeni pe mine acum. Aia nu vreau să bage seama, vreau să mă bag cu ea seama, cu doamna. Bun, hai să plecăm, să facem o afacere. Avem 500, avem aproape, nu avem 1000 de euro, pero aproape. Suntem pe bine cu ea, să dăm aici un safe, să nu se întâmple ceva la joc. Pentru că avem ceva bonus. Bun, mergem noaptea, mergem, e 9 ceasul. Mergem noaptea și facem treabă. Noi noaptea merem la furat, ziua la pizzerie, să vadă lumea că lucrăm, știi?
Bun, pizzeria. Îi în față. Bun, asta e în față, deci aia ce trebuie să o furăm. Ce trebuie să luăm noi? Deci trebuie să o luăm pe aici în față și să vedem. Bun, farurile, becurile s-a prinse, am plecat. Nu știu cât e departe. Nu e așa departe, zicea că pe drumul principal, asta e drumul principal. Mai în față. Acolo nu știu, este un garaj ceva. Aici undeva, nu știu dacă nu aici. Sau o fi mașina aia din față. Aici, cred. Aici, aici, bă, băieți. Bun. Ia să vedem. Aici. Bun, hai să deschidem ușa. Și să intrăm înăuntru să vedem ce găsim aici. Vezi că trebuie să ai o remorcă ceva aici. Bun, am intrat înăuntru. Poate găsesc ceva pe aici de țigări. Astea sunt pentru noi. Un suc. Așa, mai găsit și noi câte ceva pe aici. Uite, în consumere sau nu știu ce am luat. Bun, aici e o ușă. Aici, stai așa. Aici iară mai este o ușă, dar închisă. Ușa din garajul ăsta e închis. Bun, hai să intrăm înăuntru. Dulapurile astea nu este nimic. Bun, aici. Bun, am luat și de aici. Aici nu mai este nimic. Nimic apă sărăcie. Bun, am intrat înăuntru în casă. Asta e remorca ce trebuie să o iau eu, nu? Mi se pare mie, da. Trebuie să facem cumva să deschidem ușa sau să prindem becul, ceva să facem aici. Bun, hai să vedem cum facem aici. Trebuie să facem asta, avem de făcut. Deci pornește de aici. Dăm în jos. Cred că ăsta e mai ușor. A, nu chiar așa ușor. Pe cum credeam. Am zis că e mai ușor, dar nu e așa ușor. Bun, hai că l-am făcut. O mai ușor. Indisponibil, luminile nu pot. Deschid ușa. Asta. Venim cu mașina. Luăm remorca. Luat-o, da. Bun, am luat remorca. Și plecăm, mă, băieți. Trebuie să o duc la ăla în spate. În spate la... La magazinul lui, o zis să-i las. Parcă o zis ceva și de descărcat. Trebuie să o descarc eu. Ia uitați ce aici. Am furat remorca. Am furat remorca, bă, băieți. Unde e magazinul ăla? Stai așa, aici, ăsta. Ăla, uite, la acolo. Trebuie să mă duc undeva pe spate, o zis. Aici, în spate, o zis, mă bag mașina. Aoleu, am luat ăla în gură. Mașina se strică în jocul ăsta, din câte... Mi-a rămas mașina blocată aici. Stoc, stoc. Păi și cum scot eu mașina acum de aici? Vreau să chemăm pe cineva să mi-o scoată, nu? Să sunăm pe cineva, ia stai să vedem. Cred că da, de când te-am aduc aminte, trebuie să sunăm pe cineva. Bun, mă, băieți, ia să vedem pe cine. A, vă știți ce n-am mai plătit eu? Park West. Exercitate.
Trebuie să plătesc curentul și astea, mă, eu nu l-am mai plătit, astea trebuie plătite. Bun, am hustez aici, nu, astea nu, internet, bine, astea ce, căsi, unde putem să cumpărăm, ce case putem, uitați-vă și câte case avem de cumpărat. Aici sunt, ne facem noi afacere. Asta e casa mea. Utilități, Park West, așa nu. Unde pot să cer eu aici să vină să mă ajute cineva? Internet. Urban, internațional, urban. Ăștia au, ce vând ăștia pe aici? VI Club. Night Club. Ava, aici avem mașini. Bun. Agenda. Utilități, bancă. Și cum scot eu mașina de aici acum? Păi trebuie să fie cumva, nu? Controlul ăsta, să vedem. Atras, telefon, inventar, hartă, lanternă. Avem și lanternă, celălalt W. Avem lanternă! Și n-am folosit-o, avem și lanternă și n-am folosit-o, mergeam pe noapte pe acolo. Bun, stai așa să vedem. Vreau să fie cumva să scoatem mașina, nu? Frână, eu de ce frână de mână, pe spațiu, radio, uităm în spate, Z. A, de pe Z. Gata, mă, băieți. Dar unde e remorca? A, dar îmi dă mașina aici, la mine. Remorca cred că a rămas acolo. În spatele ăla au rămas remorca. Aici e remorca, nu? Păi nu-i remorca aici. O, păi remorca e tot acolo. Trebuie să mă duc chiar după remorca, mă băiesc, mă. Păi eu am crezut că mi-o dă remorca. Rămâne remorca acolo, dar nu rămâne remorca acolo. Ați văzut, trebuie să mă duc chiar după ea. Bine, nu-i problemă că o scoatem repede de acolo, dar... Trebuie să dai, deci dacă rămâi blocat, trebuie să avem grijă cu chestia asta. Odată ce rămâi blocat, ați văzut că nu... N-ai cum să mai ieși. Îți dai restart și atunci remorca e aici. Uite-o aici. Bine, ai o portă deschisă. Atunci o luăm direct, nu mai plecăm, mai trebuie să intrăm în casă. Bun, bă, băieți, am luat remorca și am plecat. E 1 noaptea și eu tot pe aici azi cu treabă. Să fim puțin mai atenți acum că ne băgăm acolo, să nu... A, uite ce merge ăsta. Băiatul meu cu remorca după el. Și ducem asta și o lăsăm la băiat în spate, că mi-a spus să o lasă în spate, că dacă nu, poate să-i o fure iară. Bun, atunci, nu știu, mă va pe strada asta sau... Hai să ne băgăm pe asta, slow. Ne băgăm pe aici. Sper să nu sare iară bordura aia. Nu știu, m-am sărit eu bordura aia, dar am sărit-o. Alu ăsta e aici. Nu e aici. Aici e. Gata, complet. Bun, hai să lăsăm mașina aici și să mergem să vorbim cu el. Zice că e complet, nu? Bun, hai să-i spunem. Nu știu, de aici nu cred că nu trebuie să mai fac nimic, dar putem să intrăm pe partea asta, nu? I-am lăsat remorca aici. Aici nu putem să dăm. Hai să intrăm. Asta că ăsta nu poate să sară. Și să mergem la băia să-i spunem că i-am lăsat remorca în spate și să lăm banii, bineînțeles, priată banii. Bine făcut, așa. Mai are de lucru pentru mine. 1000 și avem. Bun. 1000 și ceva avem, bă, băieți. Putem să mai cumpărăm și noi ceva prin casa aia, să mai schimbăm sau să... Trebuie să ne schimbăm și casa. Trebuie să avem aici o grămadă de chestii de făcut în jocul ăsta. Nu luăm așa. Bun, hai să luăm mașina. Să mai avem o altă mașină. Mă, când avem bani. Mă, suntem în orașul ăsta micuț aici.
Până merge și în altul, dar acum, după cum tot avem aici și de lucru, avem și la pizzerie, acolo avem și... Doamne, doamne, mă urc pe tine, doamne. Bun, hai să mergem acasă, să-l duc băiat, că e obosit băiatul meu, din câte văd. Bine, tare, tare, nu e obosit, dar... Bun, hai să parcă mașina aici. Nu vrea nimeni să se întâlnească cu mine. Am dat aici atunci să mă întâlnesc cu Andala Social aici, Andala asta, și i-a lăsat mesaj. Te importa iar mea, hai să nu ce zice. Să nu ce zice. Nu ce de taco stai punta, ia să vedem ce zice. Mai târziu, nu vrea acum. Bun, am vorbit puțin cu doamna, nu vrea să bage seamă, o băgat ea puțin acolo, dar domnișoară, doamna, că fi, mi-a spus că dacă vrea să vină să ne întâlnim, dar auzi că nu, acum nu, e prea noapte. E noapte, bă, băieți. Bă, bă, băia să doarmă până dimineață la 11, nu? Sâmbătă, duminică, 10, 11, dormim. Bun, bă, băieți, sper că v-a plăcut și episodul de astăzi și lăsăm aici și până data viitoare v-am salutat și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!